Vrei să fii la curent cu tot ce postez? Ok, hai să ne învățăm o șmecherie. După ce te-ai abonat, vede aici, baby, fai chestia aceasta și după dai save, mulțumesc. Salut și bine v-am găsit la un mic joc de pe canal, oameni buni, am găsit un joc destul de interesant pe net, se numește Human Fall Flat. Și seamănă puțin cu Genghis, adică caracterul e aproape de it cu cel din Genghis și da. În fine, e single player, v-am dat și vouă link de download dacă vreți să vă jucați și e destul de mic jocul. În fine, acum o să meleg caracterul și o să fac cu facecam. Nice. Așa și... What the fuck? Ok, cam ăsta caracterul meu. Save undeva, api. Gata, mamă, ce caracter fain avem, nu oameni buni. Save. S-a salvat, acum pot să dau exit și hai să dăm play. Mamă, cât de frumos sunt, uitați-vă și voi la mine. Am încă să a jucat și Satana jocul ăsta, fucking hell. New game. Yes. Și... Na, destul de amuzant jocul. Și lol, de să vede poza de la Draco pe mine. Nice. Ok, comanda asta e un fel de tutorial. Adică, na, ne arată un video de Draco. Și, pana mea, destul de interesant, apar din oricum, fucking hell. Hai să mergem. Humans, they will run into every door they encounter. Ok, acum, na, pana mea. Sunt misiuni destul de simple momentan. De ce da? Cu click stânga ridic mâna stângă, cu click dreapta ridic mâna dreapta. E logic, nu? Haide. Apasă. S-a apăsat și s-a lătut. Bine, boss. Lol. Pe tine de joacă asta. Bă, boss, vin la tine. Ok, zombie. Nu pot, ba da pot, haide. În fine, hai să mergem înainte. Și da, ba, adică va fi destul de amuzant mai încolo. Și acum e destul de amuzant, deci uite cum dă din fund, frate. Și pot să-mi văd fața, uite-mă. Bun, așa, hai, deschide, pom, pom. And grab opportunities with both of their hands. Și jump. Ia, deci, practic, am trecut de level 1 acum. Mamă, frate, ce faci, am? E ok, bă. E ok, nu-i nimic nou. Hai să ne gândim acum cum putem. Aș putea să iau pe copacul, așa pot să iau pe camionul acesta. Deci, aplicăm tot la zombie, așa spun eu, și... Haide, ui, e bine, e bine. Zombie. E bine că de asta dacă se prinde, frate, nu mai dă drumul. Deci... Zombie și... Haide, vreau nu să urcă, frate. Cum aș putea să fac să urce mai repede? Uite cum face handicapatul. Haide! Ok, bine, bine. Și... Ok. Nu pot să iau pe aici? Hai că pot, hai că pot. Haide! Am putut, what the fuck? Și trebuia să iau pe acolo, dar am păcălit și eu cum mai exact. Sau... Da, cred că l-am păcălit. Sunt un bun jucător, ia bici. În fine, am mai jucat puțin înainte să văd dacă merge jocul, adică nu l-am cumpărat. Costă în jur de 20 de euro pe Steam și de ce aș da bani pe el când pot să-l iau gratis cu aceleași opțiuni. Deci da. Am pus și levelul ăsta, apoi destul de simplu, bine, am trișat puțin. Dar e ok, bă. Nu te speră nimeni pe mine, nu? Ok. Deci ce trebuie să fac? Ce-i cu asta? Se deschide ușa, easy. L-am cutia asta, vină-ncoa și nu mai comenta. Acum stai acolo, bă, că nu pot să mai, așa, stai aici. Nu te mișca de aici, că te bat. Așa. Unde e cutia? Uite-o cu alea. Vină-ncoa cutie și...
Am luat-o, haide, am prins ideea, dar nu pot să vă trag în pana mea, haide, haide, ia bici. Vino că nu mai comenta cu tine, idiotă, iar aici, vă, așa e bine, e bine, nu mișcăm și da, adică, ok, la lebutații trebuie să facem, ok, uite trapa acolo, deci, luăm cutia și o punem acolo, easy, nu? Și da, bă, momentan e super easy jocul, adică... Pana mea. Și apăsăm pe buton. Taxi. Așa. Easy. Bă, am văzut că multă lume, adică clipul acesta îl filmez pe la 12 și la 2-3 apare ok. În fine, am văzut că multă lume mi-a spus să intru în SMP-ul lui Geostyle. Și da, am să intru dacă nu. Dacă și voi vreți chestia asta, hai să facem. Cutia e jos, trapa asta e sus. Ăsta pot să-l mișc. Deci da, ia seama ce trebuie să facem. Luăm cutia și o tragem în față. No, bă, și dacă vom strânge foarte, foarte multe like-uri la acest clip, vă spun de acum că o să mai postez din acest joc, adică noi o să-l terminăm episodul acesta și o să mai postez dacă vă place. Dacă nu vă place, nu mai postăm, logic. Deci dacă ați reușit și voi măcar puțin la acest joc, puteți să apăsați butonul de like. Hai să mă gândesc acum cum aș putea să ajung acolo! Ok, bine, bine. Am țipat și film ca un boss hitter. De cum dă din fund, frate, mai fucking god. Acum tu vii cu mine, stai aici. Nu, nu, stai aici. Lasă o pun lângă, fiți atent ce facem și e gata. Aha. Du-te. Și du-te. Acum cu tine, vii cu mine. Mamă, frate, era să pic acolo și... Bă, ce mufam. Nu pot să-mi văd tocmai bine mufa. S-a văzut puțin. Ia bici. Destul de interesant, ce pot să spun. Hai să ne aruncăm, că e mai repede de ajuns pe aici și... Bam. Haide, taxi. Trupa taxi. Și... Level up. Lol. Să fie de la de pe burtă, să... Oh my god, uite acum se vede bine. ce va trebui facem aici? Va trebui să ajungem tocmai... Mamă, frate, deci avem ceva de mers. Dar nu-i băi! Mamă, parcurs ăsta, frate. E easy, cât de cât, momentan. Le comandă, ce fac cu asta? Hai să vedem ce ne învață. Așa. Deci, n-ajungi. Bă, oare ce trebuie să facem? Nu știu. Dar ne-a arătat să o luăm pe aici, adică bănuiesc. Easy. Bă, adică, nu, no, acolo era un fel de checkpoint și eu am trișat puțin. Bine, pot să trișez cam mult în jocul ăsta, dar am să încerc să îl fac la cap, la coadă, să nu mai trișez cum am făcut mai devreme, ca să fie mai interesant, bănuiesc, nici eu, nu? Save, s-a dat save, deci am luat un checkpoint, oare? Adică, na, s-a dat save, înseamnă că am checkpoint. Haide! Hai, boss! Haide, știu că poți! Mamă, nu... Mamă, frate, ce mă enervează. Le comand acolo. Unde să o iau? Hai pe aici, că mi se pare mai easy. Luăm telecomanda și ce ne învață? Ok, deci, practic, să-l dăm în sus, ne aruncăm în sus și ne prindem. Cam asta ne arăta în tutorial. Ha! Da, exact așa. Haide, boss-ul! Am cum dă din fund, frate. Sunt un om sexy.
Haide. și... Să saltă, hai să saltă. Ce fac camionul ăsta? Hai să îl dau la o parte. Să dai de aici, bossule, că va trebui să mă duc. Unde pot să mă acum, că n-ajung eu până acolo. Înțeleg, oricum. Deci va trebui să iau pe aici, să mă urc pe tren. Da, easy. Haide. Deci metoda asta, imediat vă arăt, metoda asta, eu o numesc metoda zombie. Ha. Adică stă așa cu mine în sus. Easy. Haide! Mami, și dacă dau fail acum, mami, destul de departe, frate, și... Bă, hai că am ajuns. Cam la limită, dar am ajuns. Ha. De puțin așa fumat caracterul meu, dar asta e. Așa. Acum, hai să urc în față. Dar ce-i cu vagonul ăla și văd că ar trebui să-l împing? Nu știu. Hai să mergem. What the fuck? Haide frate, faltă-te, gata. Cred că mi-am dat seama. E trebuia să mă urc pe ăsta, pe vagon. Adică trebuia să-l împing în coa. Easy. Dar cum ajung eu acolo? Asta e întrebarea. Băi, e ciudat. Haide. Ok. Aha, deci practic piatra asta se balansează. Easy peasy. Și acum tu du-te-n față, boss-ul. Accident cu ăsta, cu gata, asta a mers. Bă, mașina se ducă mai mult, să fie mai multă acțiune, chestii. Așa, acum o să mă duc înapoi și gata, am făcut level-ul, dacă nu încerc. Dacă nu mai avem nimic de făcut. Oh my fucking god, v-am picat. De ce am fost nou? What the fuck? Și... Lol. Ajung eu până acolo. Dau cu spatele și... Și... Hai că am putut, cât de cât. Nu am putut. Oh my fucking god. M-a lăbrat că am putut degeaba. Adică mai aveam foarte puțin, frate. Bă, cam eu aș. Din nou, dubla 2. Ha! Poate dau, iată, n-am dat fail. Haide. Vino cu am. Și vino cu am. Dacă dau și acum fail, îmi bag cioaca. M-am mirat de la pe spate, sunt în spate. Și... Oh! Hai că am picat bine. Mamă, bine, legend! De ce e easy dacă nu mă înșel? S-a dat save. Asta e un level lung, bă, nene. Da. Uite cum merge, ești nebun. Faină că asta, nu? Ce? Nu se deschide. Ba, te deschizi. Așa, și gata. Acum? Easy. Ia bici. Da, alt level. Am picat bine, deci, da. Pot să iau pe geam? Nu pot. Ok, oameni buni, închidem aici clipul. Dacă v-a plăcut, aș aprecia dacă ați apăsat pe butonul de like. Eu am putut legem beta și ne vedem data viitoare. Bă, dați de like, baftă.